trei frați pătați. Cea mai puternică plantă detoxifiantă trei frați pătați este o plantă care crește prin locuri cultivate, pe lângă marginea pădurilor și în fânețe umede. Popular, această plantă se mai numește și panseluță de câmp, albăstrea, barba împăratului, catifeluță, micșunea, etc. Aceasta înflorește din mai până la sfârșitul lui august și se întrebuințează părțile aeriene recoltate în timpul înfloririi, uscate la umbră în locuri bine aerisite. Florile au petale diferit colorate, petala inferioară, mai mare, fiind galbenă, iar petalele laterale, fiind galbene sau violet albăstrui și cele superioare, fiind violet închis sau galbene. Trei frați pătați se află printre cele mai puternice plante detoxifiante și datorită acestui lucru, utilizările sale terapeutice sunt foarte diverse. O detoxifiere cu această plantă poate duce la vindecare totală. Principii active trei frați pătați aceasta conține saponine, un alcaloid, violină, un derivat flavonic, rutină, compuși salicilici, vitaminele A și C, tanin, beta-caroten și mucilagii. Produsul are proprietăți expectorante, diuretice și depurative. Iată mai jos cum se prepară ceaiul de trei frați pătați. Ceaiul se prepară prin infuzie, dintr-o linguriță de plantă mărunțită la o ceașcă de apă. Se beau două, trei când pe zi. Se poate prepara și o infuzie mai concentrată din 4 linguri de plantă la 200 ml apă, din care se ia la 3-4 ore o lingură. Iată mai jos ce acțiuni terapeutice are planta 3 frați pătați. Este un bun expectorant și în special decorativ, mai ales în tratamentul dermatozelor de natură artritică. Se administrează sub formă de infuzie sau macerat la rece, câte două, trei când pe zi. Datorită rutinei și saponinelor, infuzia obținută din această plantă are proprietăți diuretice și depurative, curăță sângele, întrebuințându-se mai ales în eczeme, urticarie, coșuri, furunculoze, etc. Este utilă în infecție alimentare și intoxicații. Se administrează infuzia de 3 frați pătați, câte 1-1,5 litri pe zi, până la dispariția simptomelor. Acest remediu s-a dovedit un antibiotic surprinzător de puternic contra unor bacterii, cum ar fi Campylobacter jejuni, care produc infecții gastrointestinale. Mai mult, tratamentul cu această plantă are efecte protectoare și asupra mucoaselor tubului digestiv, protejându-le de agresiunile bacteriene. Se folosește rădăcina uscată a plantei, din care se iau 1-4 grame, în doză unică. Se folosește cu succes în alergia la polen și praf. Se face o cură de trei săptămâni cu ceai de trei frați pătați. Se beau două, patru când pe zi, pe stomacul gol. Această plantă nu numai că previne reacția alergică, dar poate chiar stopea un proces alergic deja declanșat, în câteva ore. Trei frați pătați tratează astmul și bronșita alergică. Întuse și bronșită, saponinele aflate în plantă, dar mai ales în rădăcină, ajută la fluidificarea și eliminarea secrețiilor bronhice. La fiecare schimbare de anotimp, se face o cură în care se bea ceai de trei frați pătați, cât o cană, de trei ori pe zi. Atunci când boala este în fază acută, se bea decot de de trei frați pătați, care are rolul de a debloca rapid căile respiratorii. Decotul se obține la fel ca ceaiul, doar că, în loc de opărirea plantei cu o cană de apă după filtrare, se fierbe vreme de 5 minute la foc mic. În caz de acneie, se face o cură de o lună cu un litru de ceai băut zilnic, pe stomacul gol, adăugând, pentru cei care au avut probleme hepatice, o jumătate de linguriță rasă de iarbă de rostopască, la litrul de ceai. După primul tratament, se face o lună de pauză. Pentru alergia la polen și praf, se face o cură de 3 săptămâni cu ceai de trei frați, pătați. Se beau două, patru cân pe zi, pe stomacul gol. Această plantă nu numai că previne reacția alergică, dar poate chiar stopa un proces alergic deja declanșat, în câteva ore. Extern, infuzia de trei frați pătați poate fi folosită în spălături nazale, indiferent că este vorba de o afecțiune pe fond alergic sau infecțios. Se recomandă și în spălături vaginale contra leucoreei, o dată pe zi, timp de șapte zile la rând. În toată această perioadă, însă, trebuie băută și câte o cană de ceai. Asterix acest articol este doar informativ. Pentru un diagnostic corect, vă recomandăm să consultați și sfatul unui medic specialist. Multă sănătate! Abonați-vă, apreciați și distribuiți!